O porțiune a străzii Grădina Botanică din Chișinău a fost inundată azi dimineață, când afară erau până la minus 10 grade. Potrivit responsabililor de la apă, canalul Oțeavă din zonă s-a spart dimineața la ora 7. Apa care s-a scurs pe carosabil a dat bătăi de cap șoferilor, unii încercând să parcurgă zona inundată, urcându-se cu mașinile pe trotuar. Unii șoferi au staționat din cauza scurgerii apei, iar circulația în zonă se desfășura anevoios, formându-se și ambuteiaje. Potrivit conducerii apă canal, după intervenția muncitorilor și utilajelor, scurgerea a fost stopată, iar apa a fost evacuată. De asemenea, s-a intervenit la timp pentru a nu permite formarea poleiului pe trotuare și stradă.